Hei, salutare tuturor, bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi vreau să vă ofer ceva și anume ideea de cum văd eu această descentralizare a lui Bitcoin. Mai mult o văd o altă metodă de control. Ăsta va fi un prim clip pe care îl fac, iar în viitor va veni un clip mult mai detaliat, mult mai bine dezvoltate ideile. Acest clip îl fac doar în baza unor comentarii pe care am schimbat câteva idei cu cei care au venit în secțiunea de comentarii la clipuri și am încercat să le explic ideea asta că mi se pare o chestie ciudată ca 0,01% din investitori să dețină 27% din totalul de supply. Imaginați-vă doar faptul că în Statele Unite 1% din populația Statelor Unite dețin 30% din totalul averilor, dar aici deja vorbim de 0,01%. Haideți să ne mutăm la laptop și să luăm câteva informații de acolo. Bun, haideți să luăm pas cu pas și în primul rând să fac o scurtă paranteză. Aici este canalul meu de YouTube. Pot să spun că în ultima lună cele mai urmărite clipuri au fost cele referitoare la Pi Network, Shiba Inu, Terra Luna. Asta mie nu mi-arată că oamenii sunt interesați de tehnologia din spatele blockchain-ului sau din spatele unei criptomonede. Este simplu. Oamenii vor cash. Oamenii vor să creeze cash flow. De ce acest lucru? Păi tot aud în jurul lor ideea, bagă bani în Bitcoin și uite acolo. Pentru cât timp? Nu-și generează nimic. Îi lași până când? Până la următorul bull market, până la all-time high. Care este all-time high-ul? Lucrurile sunt foarte incerte. Dar haideți să mergem la ceea ce ne interesează pe noi. Dacă îți place ceea ce vezi pe acest canal, abonează-te de la canal. Vrei să lași un like, așa mă ajuți pe mine pentru contentul pe care eu îl fac. Bun, haideți să luăm pas cu pas și mergem la acest studiu. Am dat translate în limba română pentru a nu veni hate de genul, bine mă, toată lumea vorbește engleză, am preferat să evit acest lucru. Textul este ușor de înțeles, nu este dificil, ne putem folosi creierul să înțelegem anumite cuvinte care au fost puse puțin mai greșit de Google Translate, dar haideți să vedem despre ce este vorba. 0,01% dintre deținătorii de Bitcoin controlează 27% din toate monedele în circulație. Se pare că un procent al Bitcoin controlează o pondere mai mare a Bitcoinului decât controlează cele mai bogate gospodării din Statele Unite în dolari. Mai puțin de 1% din cel mai mare Bitcoin holders, deținători de Bitcoin, controlează mai mult de un sfert din totalul Bitcoin în circulație, potrivit unui nou studiu. Acest studiu datează din decembrie 2021, dar tind să cred că acum, în perioada în care oamenii bogați devin și mai bogați și oamenii săraci devin și mai săraci, lucrurile vor sta și mai rău de atât. Biroul Național de Cercetare Economică, o organizație privată americană de cercetare non-profit, a publicat un studiu care susține că 10.000% de 10.000 de investitori Bitcoin sau 0,01% din toți deținătorii de Bitcoin dețin 5 milioane de Bitcoin sau 27% din toate cele 18,9 milioane de monede în circulație. Suma de Bitcoin deținută de 1%, în ghilimele, este echivalentă cu aproximativ 232 de miliarde de dolari, a raportat luni Wall Street Journal. Studiul, care a fost realizat de profesorii de finanță Anthony Pasha de la MIT Sloan School of Management și Igor Makarov de la London School of Economics, își propune să demonstreze că Bitcoin nu este atât de descentralizat cum s-ar putea crede. Exact! Această sumă de 5 milioane de Bitcoin sunt deținuți de un număr foarte mic de investitori. Și să nu uităm faptul că să creezi un dump în piață, trebuie să creezi știri. Cu cât creezi mai multe știri negative, cu atât dump-ul
vine mai accentuat. Iar în momentul în care cei care au bani vin și cumpără acel asset, dacă îi putem spune asset, atunci ei cumpără la o reducere considerabilă. Totodată, tot ei pot să distrugă piața în momentul în care vând sau, așa cum am spus, pot controla partea asta de știri. Trântesc știri în piață într-un mod foarte simplu. În ciuda faptului că există de 14 ani și hype-ul pe care l-a creat este în cazul că este un ecosistem foarte controlat, a spus Schwab. Potrivit raportului Wall Street Journal, cel mai mari holderi controlează o pondere mai mare a Bitcoin decât cele mai bogate gospodării americane în dolari. Citând date de la Rezerva Federală a Statelor Unite, raportul notează că cei mai mari 1% dintre gospodăriile americane dețin aproximativ o treime din toată averea. Deci, se înțelege. În cazul lui Bitcoin, 0,01 dețin 27%, iar în gospodăriile din Statele Unite, 1% dețin aproximativ o treime. Înțelegeți cât de controlat poate să fie. Dar haideți să vedem un pic și despre ce este vorba. Cine deține cei mai mulți Bitcoin? O privire mai atentă asupra celor mai mari deținători. Haideți să luăm un pic pas cu pas, mai acordăm câteva minute. De la lansarea, în urmă cu aproximativ 13 ani, Bitcoin a fost distribuit în multe milioane de portofele. Aceste portofele Bitcoin sunt deținute de persoane fizice, companii publice, entități private și chiar guverne. Printre acești deținători, câțiva se remarcă prin deținerile mari de Bitcoin. Cine deține cei mai mulți Bitcoin din lume? Deținătorii mari de Bitcoin, cu 1000 sau mai mulți de Bitcoin, sunt cunoscuți sub nume de balene. Pot fi persoane fizice, companii, investitori instituționali și chiar țări. Ceea ce urmează este o listă a entităților și indivizilor care dețin cei mai mulți Bitcoin. Principalii deținători individuali cunoscuți: Satoshi Nakamoto, aproximativ 1,1 milioane Bitcoin. Satoshi Nakamoto nu a fost doar fondatorul Bitcoin, ci și primul miner care a adăugat blocuri de tranzacții la blockchain-ul Bitcoin. A exploatat potrivit aproximativ 22.000 de blocuri din 3 ianuarie 2009 până când a părăsit proiectul în 2011, achiziționând 1,1 milioane Bitcoin în schimbul contribuției sale. Începând cu 12 octombrie 2022, această sumă valorează peste 21 de miliarde de dolari. Rezerva de Bitcoin a lui Satoshi este stocată pe aproximativ 22.000 de adrese. Aceste monede nu au fost niciodată folosite, cu excepția mai multor tranzacții de testare. Bun. Gemini Winklevoss, 70.000 de Bitcoin. După ce au soluționat o dispută cu Mark Zuckerberg de la Facebook în 2008 pentru 65 de milioane de dolari, Gemini Cameron și Tyler Winklevoss au adăugat o mare bogăție în active cripto. Se pare că dețin 70.000 de Bitcoin și au investit în multe afaceri cripto prin intermediul firmei lor de capital de risc, Winklevoss Capital. Gemini au investit și în alte criptomonede în afară de Bitcoin și au înființat schimbul de criptomonede Gemini în 2014. Au fost pe lista Forbes 2022 de blockchain și criptomiliardari. Gemini sunt cei care au probleme în acest moment, după cum bine știm. Dacă Gemini au probleme, imaginați-vă că aceste criptomonede pot intra în piață. Bun, hai să mergem mai departe. Tim Drabble, 29.000 plus Bitcoin. Capitalistul de risc Tim Drabble, cunoscut pentru investițiile sale timpurii în companii precum Skype și Tesla, a achiziționat pentru prima dată Bitcoin în 2012. Aceasta a fost urmată de o achiziție de 29.656 de Bitcoin pentru 18,7 milioane de dolari, 2 ani mai târziu, printr-o licitație a United States Marshals de Bitcoin confiscat de la piața infamă Dark Web Silk Road. Este posibil ca Drabble să fi cumpărat mai mulți Bitcoin în anii care au urmat. Michael Saylor, 17.732 de Bitcoin. Michael Saylor este binecunoscutul maximalist Bitcoin. Îl veți găsi adesea publicând tweet-uri Bitcoin optimiste sau făcând titluri
prin intermediul companiei sale MicroStrategy, care cumpără în mod constant Bitcoin, chiar și în timpul piețelor bear market. Cu toate acestea, pe o notă personală, Saylor deține cel puțin 17.732 de Bitcoin. Antreprenorul american și-a dezvăluit deținerile personale de Bitcoin într-un interviu din noiembrie 2021. Bun. Haideți să vedem care sunt cele mai mari companii care dețin Bitcoin. Companiile publice. Peste 20 de companii publice au adăugat Bitcoin în bilanțurile lor. Mai jos sunt primii 4 deținători. MicroStrategy, compania lui Michael Saylor, Galaxy Digital Holding, care dețin 40.000 de Bitcoin. Galaxy Digital este o firmă de servicii financiare de management al investițiilor, care este de asemenea implicată în minerit Bitcoin. Compania are 40.000 de Bitcoin în portofoliu, mai mult ca sigur. Voyager Digital Limited. Voyager, din nou, o companie care are probleme în această perioadă. Voyager Digital ar fi putut deține 12.260 de Bitcoin când a depus faliment în iulie 2022. Bursa de criptomonede FTX va achiziționa activele brokerului criptografic în faliment după ce a câștigat o ofertă la sfârșitul lunii septembrie 2022. Voyager a citat piața Bear și colapsul Three Arrows Capital, precum și motivele pentru care a depus falimentul. Three Arrows Capital nu a acceptat un împrumut acordat de una dintre filialele sale. Deci deja ceea ce a deținut Voyager a fost luat de FTX între timp de la această știre până și FTX-ul a avut probleme. Bun, haideți să luăm Tesla. Tesla a cumpărat Bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari în februarie 2021, aproximativ 4200 de Bitcoin, provocând o rafală de entuziasm în spațiul cripto. CEO-ul companiei Elon Musk a postat pe Twitter hashtag Bitcoin, o postare care a dus la o creștere cu 17% a prețului activului digital. Tesla a dezvăluit de asemenea planurile de a accepta Bitcoin ca formă de plată. Cu toate acestea, entuziasmul acestei știri a fost de scurtă durată, deoarece câteva luni mai târziu, Tesla a suspendat achizițiile de mașini folosind Bitcoin. Acesta a spus că va relua plățile Bitcoin odată ce exploatarea Bitcoin cu energie regenerabilă va atinge 50%. Mai mult, a vândut 75% din deținerile sale de Bitcoin în timpul pieței bear market din 2022, adăugând 936 de milioane de dolari la bilanțul său. Această mișcare a fost contrară tweet-ului lui Elon Musk din 2021, care spunea: Tesla nu va vinde niciun Bitcoin. Bun, avem companii private. Să aruncăm o privire la cei mai mari deținători de Bitcoin cunoscuți printre companiile private. Mt. Gox. Mt. Gox a fost unul dintre cele mai vechi exchange-uri de Bitcoin. A fost lansat în 2010 și a gestionat 70% din toate tranzacțiile globale cu Bitcoin până în momentul în care și-a încetat operațiunile la începutul anului 2014. Bursa japoneză a fost victima mai multor atacuri de hacking care au dus la pierderea fondurilor utilizatorilor. Bursa exchange-ului respectiv a depus faliment în aprilie 2014. Un anunț din septembrie 2022 a dezvăluit că clienții Mt. Gox sunt aproape de a primi o plată Bitcoin de 3 miliarde de dolari care va redistribui fondurile furate. Compania, acum dispărută, deține 141.686 de Bitcoin. Block.one. 140.000 de Bitcoin. Block.one este compania din spatele criptomonedei EOS. Compania a fost dat în judecată de investitori în 2020, pretinzând că oferta sa inițială de monede ICO a fost o vânzare de valori mobiliare. De asemenea, se confruntă cu rezistența comunității EOS, care consideră că compania nu mai lucrează pentru cel mai bun interes al rețelei. Block.one mai deține 140.000 de Bitcoin. Fundația Tezos, 17.500 de Bitcoin. Fundația Tezos este o entitate din Elveția care sprijină protocolul și ecosistemul Tezos. Se pare că deține aproximativ 17.500 de Bitcoin. Țări și guverne. Unele țări și guverne notabile care au acumulat dețineri de Bitcoin includ guvernul Ucrainei, 46.351 de Bitcoin, El Salvador, 2381 de Bitcoin, Finlanda 1981 de Bitcoin și guvernul Georgiei 66 de Bitcoin. Bun. Deci, după cum ați
au văzut sunt entități care dețin cantități foarte mari de Bitcoin. Asta poate să controleze foarte ușor piața. Aceste mari balene pot să aducă informații negative și ei să cumpere, iar apoi pot aduce informații pozitive și prețul să crească. Doar ei au de câștigat. Nici de cum micul investitor care vine cu 1000 de dolari, care vine cu 2000 de dolari, cu 5000 de dolari și lucruri de acest gen. Acel mic investitor nu face altceva decât să-și încerce norocul. Nu mai este vorba de un plan pe care ți-l poți pune la punct, că nu mai este vorba doar de buy and hold. Sunt foarte multe interese la mijloc și din punctul meu de vedere consider că sub această formă în care deținerea de Bitcoin este concentrată pe 0,01% din deținători, nu mai este un mod atât de descentralizat. Dar bineînțeles, rămâne de văzut pe viitor ce se va întâmpla. Dacă ți-a plăcut astfel de clip, nu uita să apeși butonul de like, abonează-te la canal și până data viitoare, mult succes tuturor!